Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă voi face astăzi o etalare pentru ziua de joi, 18 iunie, cu tarotul destinului pentru fiecare zodie în parte. Și voi începe cu zodia Berbec. Pentru ziua de joi, să vedem la ce vă puteți aștepta. Cei de la zodia Berbec, profesional aici vor avea mâine ocazia să întoarcă în favoarea lor o situație. Puteți avea de-a face cu cineva din leu, veți avea mai multă forță, energie. Dacă veți fi mai planificați și determinați, mai ambițios, veți avea o zi foarte plină de succes. Deci veți reuși să duceți până la capăt niște proiecte, să le rezolvați, să aveți succes, să întoarceți în favoarea voastră niște situații. Relațional aici pentru voi o femeie joacă un rol important, ori voi ca femei vă puteți pune în valoare, puteți face, ca bărbați puteți face cunoștință cu o femeie sau vă veți dori să faceți o relație mai strânsă cu o femeie, să aveți o relație de căsătorie cu această femeie, să faceți o familie, să faceți copii. Cu banii aici puteți să aveți o dați lovitura, să câștigați o sumă mare de bani, da? Dar totuși încercați să nu încercați să cheltuiți mai mult decât puteți duce. Da? Deci aici puteți să aveți grijă și la cheltuieli, nu numai la venituri. Venituri pot veni foarte mari. Ca și surpriză la voi aici, ca și sănătate, pardon, pentru sănătate aici, vi se cere să fiți mai prudenți, să fiți mai atenți la sănătate. Veți dori cumva să ieșiți, poate să socializați, să ieșiți în lume și vi se cere oarecare prudență pentru sănătate, să nu exagerați. Să vedem la Taur. La Taur aici, din punct de vedere profesional, voi poate vă doriți să stați mai mult acasă sau veți dori să faceți ceva pe cont propriu, veți avea niște dubii, trebuie să luați niște decizii, aveți și o concurență, o rivalitate, da? Deci veți dori poate să vă ocupați mai mult de voi sau să fiți mai, să vă construiți voi o afacerea voastră, o situația voastră. Relațional aici pentru unii pot apărea niște concurențe, puteți avea niște rivalități, niște discuții amicale, dar oarecare în competiție cu alte persoane sau persoana pe care voi o doriți, mai există și pe care voi sunteți sau pe care o doriți sau aveți în viața voastră, poate să mai fie curtată și de alte persoane. Dar puteți depăși această situație. Apar vești aici, apar multe mișcare. Voi aveți aici foarte multe zodii de foc, multă mișcare, multă comunicare, multă energie pozitivă. Și ca și sănătate aici, mâine veți avea o zi echilibrată, o zi în care trebuie să vă mențineți calmul și echilibrul ca să aveți o zi perfectă. Să vedem și la gemeni. Gemenii profesional au niște regrete pentru niște eșecuri, dar mai au niște soluții, le-a mai rămas ceva, le-a mai rămas o soluție, o situație, o firmă, un job, ceva le-a mai rămas aici mâine sau le vine o ofertă mâine. Din punct de vedere al relațiilor aici veți avea de-a face poate cu străinătatea, discuții, drumuri poate de făcut sau va trebui cumva să luați frâiele unei situații într-o relație. În mâini puteți avea discuții, rivalități, poate cu persoana, cu partenerul sau cu colaboratorii, cu cei cu care interacționați mâine sau veți călători pentru mai mult pentru muncă, veți fi mai mult preocupați de câștiguri de muncă sau atenție la certuri și discuții, da? Pentru bani aici autoritatea statului poate juca un rol important sau voi ca bărbat va trebui să fiți echilibrați, să vă demonstrați competențele, veți putea gestiona o situație dacă vă puneți în valoare aptitudinile de lider, de șef. Pentru că și la sănătate aici aveți de-a face tot cu o persoană care, orică faceți vreun împrumut ca să faci rezolva niște probleme de sănătate, ori un bărbat joacă un rol important pentru voi, pentru sănătate, poate în discuțiile cu acestea, poate să fie vorba de un cămătar, de un comerciant, nu e prea de încredere. Deci, oricum, și la sănătate, poate ar trebui să fiți mai pragmatici sau mai practici voi. Da, să nu fiți visători, să nu vă faceți iluzii. Pentru raci, raci aici, din punct de vedere profesional, ei au parte poate de niște gesturi generoase din partea unui tânăr, o propunere sau sprijin. Poate apărea o situație în care vă ocupați poate de îngrijirea unui copil sau aici o situație nouă, cineva vă oferă sprijin, da? Deci un sfat util din toată inima, o persoană generoasă și utilă. Pentru sănătate,
pentru relație aici, voi sunteți satisfăcuți, v-ați împlinit visele, aveți o relație foarte bună cu o anumită persoană cu care poate chiar și lucrați sau colaborați, vă simțiți foarte iubiți, aveți multă parte de iubire și oferiți și voi la rândul vostru iubire. Pentru bani aici voi jonglați cu situațiile, veți reuși să vă mențineți într-un echilibru, trebuie să găsiți acest echilibru, deci să fiți atenți la cât câștigați și la cât cheltuiți, să nu vă întindeți mai mult decât e plapuma. Iar din punctul de vedere al sănătății aici, voi vă simțiți poate într-un fel că nu depinde de voi, vă simțiți blocați. Va trebui cumva să vă eliberați de niște frici, poate de niște temeri, dar și să fiți mai pragmatici, mai clari în gândire, să, că aveți parcă și o stare de confuzie. Pentru lei, lei profesional aici le apare o veste, o noutate, o propunere. Le vine o idee genială, încep o nouă afacere, ceva nou poate apărea pentru ei, un să aibă un succes, o reușită. Relațional aici sunteți foarte atrași poate deci, de o anumită persoană din punct de vedere fizic sau aveți tendința să înșelați. Atenție și la manipulare în relațiile interumane, atenție la minciuni, la trădare, aici poate să apară și o situație de înșelătorie, de manipulare, de trădare sau la certuri și scandaluri, la o stare de agresivitate, da, care cineva poate scoate răul din voi sau voi provocați pe cineva și dă pe din afară, da, ia foc. Aici poate lua foc o situație, da, în relațiile interumane. Bine sau rău, folosiți această energie a diavolului mai bine ca să vă atingeți un obiectiv, dar într-un sens pozitiv. Pentru bani aici apar poate vești de la drumuri sau veți programa o călătorie, veți avea aici reușit o zi de succes din punct de vedere al banilor, al investițiilor, al veștilor legate de bani, de, se comunică mult sau apar colaborări noi, da, prin comunicare pentru a câștiga bani. Veți avea o succes, așadar, deci pentru că am zis că și la profesie poate începeți o afacere care dă foarte mulți bani, aveți mult succes. Sau veți promova, veți înainta în profesie și veți avea succes. Ca și sănătate, aici poate aveți nevoie să vă adresați unui medic, sau voi va trebui cumva să fiți mai calculați, mai distanță, vă țineți la distanță de anumite stări de agresivitate, pentru că am zis și de aici de la relație, o femeie poate juca un rol important pentru sănătatea voastră, de aici depinde de anturajul vostru. Să vedem și la fecioare. Fecioarele. La fecioarele vi se cere mai multă reflexie, mai multă prudență, să nu manipulați, să nu înșelați, să nu încercați să înșelați pe alții ca să câștigați profesional pe seama altora, să, prin munca altora, prin meritele altora, să zic așa, să vă împopoțonați voi cu meritele altora. Faceți-vă planuri, poate e nevoie mâine să reflectați, să vă faceți, să vă luați o pauză sau să reflectați, să vă faceți niște planuri corecte, cinstite, bazându-vă pe voi înșivă. Relațional aici, atenție că se poate rupe o situație, poate apărea o situație neplăcută, o veste neplăcută, un dezastru, o catastrofă, o boală, ruperea unei relații sau o ceartă, un scandal sau, Doamne ferește, moartea cuiva, depinde aici ce situație. Sau atenție la accidente, să nu aveți vreun accident, ceva. Cu banii aici pare că sunteți stabili, aveți o situație stabilă, sunteți satisfăcuți de munca voastră, aveți succes și reușită. Și cu sănătatea, parcă începe să dea niște rezultate, o dietă, un tratament, aveți mai multă energie pozitivă, vă vin vești pozitive legate de sănătatea voastră. Și pentru cei născuți în zodia Balanță, la voi aici profesional, voi reușiți să obțineți ceea ce vă doriți, să vă împliniți un vis din punct de vedere profesional, să ajungeți acolo unde vă doriți sau pur și simplu veți fi veți sta deoparte și veți reflecta, vă veți simți bine, o să vă odihniți. Pentru unii poate veți lucra pe timp de noapte. Aici la relații un bărbat poate juca un rol important pentru voi, o persoană cu autoritate, poate să fie tatăl, frate, soț, iubit, cineva care poate juca un rol important pentru voi sau voi va trebui să fiți mai cumpătați, mai înțelepți, să vă demonstrați abilitățile de persoană care conduceți o situație bine, o relație bine. Aici cu banii aici trebuie să fiți atenți că puteți, aveți șansa să renașteți din propria cenușă sau va trebui poate să vă ocupați mâine de cheltuieli pentru sănătate, să vă refaceți, să vă vindecați sau va trebui să încercați cumva să vă refaceți veniturile. Pentru sănătatea aici, voi atenție că aveți poate un moment de nebunie, de confuzie, o stări de agitație, da, deci halucinații, atenție ce mâncați, ce beți sau ce consumați, da. Să vedem pentru scorpioni.
Scorpionii mâine vor fi dornici să-și arate competența, să mai au de învățat, vor trebui să fie serioși în ceea ce fac, să se angajeze cu seriozitate, să asculte de sfaturile altora, să învețe de la cei mai buni ca ei sau chiar să se ocupe de studii, să reflecteze înainte de a acționa. Pentru relații aici, cineva îi poate căuta din trecut sau își vor aminti de trecut, de copilărie, de tinerețe sau se vor revedea cu persoane din trecut. Să e posibil să apară cineva pe neașteptate în viața lor, să cunoască pe cineva. Pentru banii aici să fiți atenți, să vă apărați poate proprietatea, banii, va trebui să fiți poate mai atenți, mai prudenți, va trebui poate să găsiți niște soluții sau va trebui să fiți mai atenți să nu intrați în certuri, în discuții, în agresivitate cu cineva, în o discuție cu cineva, pentru că și la sănătate aici văd că aveți o suferință și poate că vă afectează, atenție, poate dacă aveți nevoie să vă însănătoșiți, aici trebuie cumva să fiți atenți, prudenți în cheltuieli, să nu vă caz cu cheltuielile mai mult decât vă puteți permite că vă poate aduce mai multă suferință. Nici să neglijați sănătatea, dar nici să nu exagerați în cheltuieli, să nu faceți cheltuieli inutile. Pentru cei născuți în săgetător, aici pentru voi profesional, atenție la niște drumuri sau atenție la un tânăr, situații noi, cineva se pare că vă urmărește, cineva poate vrea să vă spionează. Sau atenție la situațiile de înșelătorie, cineva vrea să vă înșele, să vă fure, să vă mintă. Și cu relațiile aici apare că ori auziți de moartea cuiva, ori că va trebui să fiți prudenți, să anticipați niște mișcări ale unor persoane cu care voi interacționa sau să clarificați ceva într-o relație cu cineva, să vă rupeți de trecut, să vă eliberați de niște anturaje, poate, să mergeți mai departe, să schimbați, să faceți o schimbare, o clarificare în viața voastră. Există șansa unui nou început pentru voi, da, săgetători, în relații, dacă vă veți rupe poate de trecut. Pentru bani aici va fi o zi temperată, echilibrată, în care puteți să aveți o zi liniștită, să zic așa, fără probleme de financiare sau, în orice caz, dacă sunt, vor fi vești pozitive. Pentru sănătatea aici, voi atenție mai la stările de depresie, de melancolie, de tristețe, de visare. Intuiția vă poate ajuta să găsiți soluția potrivită sau unele dintre voi vă doriți să faceți copii, puteți face copii, rămâne însărcinate. Pentru Capricorn. Capricornii aici profesional pot să obțină, să le vină niște rezultate în urma unor demersuri. Poate că au făcut niște o cerere și mâine le vine răspunsul pentru un serviciu, pentru ceva. Pot apărea niște rezultate în urma unor demersuri, acțiuni, munca lor se vede de roade. Pentru relația aici, atenție că puteți avea niște discuții, certuri, neplăceri, poate la o petrecere, dacă aveți vreo petrecere, petrece sau vă place să beți. Aici, atenție să nu aveți niște neplăceri în relații, să nu ajunge la certuri și discuții. Cu banii aici, fiți prudenți. Aici puteți să faceți niște drumuri, niște călătorii, pot apărea niște noi oportunități, dar totuși fiți atenți, prudenți cu cine aveți de-a face, că poate să vă înșele, să vă mintă. Cu sănătatea aici voi aveți niște dubii. Aveți niște dubii legate poate de relații sau poate din cauza banilor. Da? Aici îmi pare că sunteți într-o stare de. Sau atenție că aveți dubii poate asupra propriei sănătăți, pentru că nu știți exact dacă aveți vreo problemă de sănătate sau nu. Trebuie să vă faceți o clarificare, să încercați să gândiți mai clar sau atenție aici că am zis că să nu beți poate, că aici poate. Veți fi poate din această cauză, aveți această stare de confuzie, sunteți într-o stare de confuzie, da? Pentru că poate consumați substanțe mai periculoase, să zic așa, sau mâncăruri care nu vă sunt tocmai potrivite. Pentru vărsători aici, profesional, sunteți într-un stare de blocaj, orică sunteți acasă, orică trebuie să aveți mai multă răbdare, să aveți mai multă înțelepciune, poate va trebui să vă sacrificați sau atenție să nu faceți sacrificii inutile, atenție cu cine aveți de-a face, deci aveți mai prudenți la anturaj, trebuie să fiți mâine. Anturajul profesional sau ofertele care vă sunt făcute, vă vi se fac, e posibil să nu vi se împărtășească opiniile, așadar mai multă răbdare și înțelepciune.
pentru relații, aici îmi pare că voi preferați poate mai mult să vă ocupați sau să aveți relații cu persoane care împărtășesc cu voi hobby-urile voastre și să vă plac relațiile serioase în care vă puteți angaja și unul și altul cu seriozitate, fie de prieteni, fie de familie, fie de dragoste. În orice caz, puteți avea beneficii dacă căutați persoane care vă împărtășesc hobby-urile, pasiunile, opiniile. Cu banii aici îmi pare că pot să vină niște oferte generoase, da? Deci cineva care poate chiar vă iubește, vă poate sprijini, vă poate ajuta, vă poate face un cadou, voi veți fi, poate veți face și voi gesturi generoase, veți ajuta pe cineva. Cu sănătatea aici, poate chiar vă ocupați de vindecare sau veți apela la o persoană care să vă ajute să vă vindecați. Sănătatea, o femeie poate juca un rol important pentru voi, pentru sănătate. Și să vedem și pentru cei care sunteți născuți în zodia Pești ce se întâmplă mâine. La voi aici, la Pești, profesional, aici trebuie să fiți atenți poate la stările de agresivitate ale voastre sau ale cuiva mai tânăr sau poate veți avea de-a face cu autoritatea statului, cineva sau cu cineva care vă critică. O situație nouă poate să apară cu niște critici, cu niște discuții, certuri, da, deci aici trebuie să fiți mai prudenți. Sau va trebui să vă luptați pentru drepturile voastre din punct de vedere profesional, poate să fie și o astfel de situație. Pentru relații aici fiți atenți că aveți niște frici, niște temeri, niște halucinații, poate, nu știu, niște idei nebunești, o stare de confuzie. Fiți mai atenți aici cu cine aveți de-a face, în ce relații sunteți sau fiți la distanță, păstrați distanța pentru că este și această problemă cu pandemia, să nu aveți probleme apoi de sănătate. Din punct de vedere al banilor, aici apare o zi de succes. Vă pot veni niște bani, puteți să vă recuperați niște bani, deci puteți să aveți niște ocazii de a câștiga bani, da? Deci e o zi plină de apare soarele pe strada voastră din punct de vedere al banilor. Cu sănătatea aici va trebui cumva să vă vindecați. Poate va trebui să plecați într-o călătorie, să faceți un drum sau va trebui voi, din punct de vedere spiritual, emoțional, să faceți o călătorie, o purificare interioară, să zic așa, da? Deci va trebui, poate să apară o schimbare din punctul de vedere al sănătății în bine. Depinde de voi, de câtă claritate veți avea în minte, da? Deci trebuie să faceți o clarificare. Cam asta e ce pot să spun pentru ziua de joi, 18 iunie, pentru fiecare zodie în parte. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, pe voi și situațiile la care v-ați gândit și că ziua de mâine vă va aduce succes pe toate planurile la toți și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!